Bună ziua! Interviurile video PS News continuă astăzi, iar alături de mine este domnul Remus Ștefureac, director în Scop Research. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și bine v-am regăsit! Studioul nostru. Ne aflăm în plină campanie electorală. Vorbeam și mai devreme, înainte să o înregistrăm, că e o campanie cam liniștită. Dumneavoastră, cum o vedeți? Așa este, aveți dreptate. Pe de altă parte, nu cred că acest lucru e neapărat o surpriză. Oricum, în ultimele cicluri electorale, să le numim așa, parcă ne-am obișnuit ca intensitatea dezbaterilor din campaniile electorale să se întâmple cât mai aproape de momentul efectiv al alegerilor, deci în ultimele două săptămâni și în principal, în special în ultima săptămână. Deci mă aștept, haideți să spunem, în ultimele 10 zile să asistăm la o intensificare a dezbaterilor. Pe de altă parte, sigur, noi de la București, sigur, vedem intensitatea mai mare sau mai mică a campaniei electorale de aici, în țară, însă în diverse localități unde chiar există o competiție, e posibil să ne scape această intensitate care s-ar putea întâmpla în alte localități. În ceea ce privește, de să spunem, competiția poate cea mai vizibilă, n-aș numi eu neapărat cea mai importantă, pentru că toate competițiile pentru alegerile locale sunt importante pentru toate localitățile din România, dar în ceea ce privește competiția cea mai vizibilă, care implică cel mai mare număr de, să spunem, alegători și cele mai mari bugete, cea de la București, într-adevăr, nu este foarte, foarte intensă. Aici e o competiție destul de clară între doi candidați, deși, sigur, au mai intrat nume cu notorietate până la urmă. Vorbim de fostul președinte domnul Traian Băsescu, cu celebrul actor, liderul Partidului Verde, Florin Călinescu. Evident că aceștia nu pot să dizloce rolul de favorit, să spunem. E adevărat, nici dânsul să nu performează electoral suficient de mult astfel încât să dizloce din voturi semnificative și eventual să atace poziția unei dintre cei doi principali contracandidați, Nicu Șordan și Gabriela Firea. Aici am și văzut cumva un schimb oarecum de replici cu privire la dezbateri care cred că ar fi absolut necesare. Nicu Șordan a solicitat 3 dezbateri 1-1 cu Gabriela Firea. Firesc, sunt detașat principalii contracandidați. Gabriela Firea parcă a replicat, ar dori o dezbatere, dar care să implice și alți candidați. Evident, într-o strategie în care se crească cumva vizibilitatea candidaturii lui Traian Băsescu, care ipotetic ar rupe voturi de la Nicu Șordan. La finalul... Parțial, pentru că rupe parțial. În același timp, Traian Băsescu aduce voturi de la nehotărâți, deci nu din haide să spunem, cele 80% pe care le-ar avea în acest moment Traian Băsescu, cel puțin jumătate nu sunt voturi de la Nicu Șordan. În urmare, lucrurile sunt un pic mai complicate. Eu cred, însă cred cu tărie că ar fi nevoie de o dezbatere. Cei doi candidați principali datori. Pentru că dacă între ei se va desfășura această competiție, sigur, dacă am fi avut un tur 2, atunci cred că ar fi fost legitim să vedem o dezbatere poate mai largă, însă fiind un singur tur și fiind clar că dintre primii doi clasați unul va fi primar, măcar să avem o dezbatere între primii doi clasați, cred că bucureștenii au nevoie de o asemenea dezbatere, noi toți avem nevoie de o asemenea dezbatere, candidații au nevoie de o asemenea dezbatere. De prin ce urmare, nu acceptă Gabriela Firea? Am spus eu, probabil o poziționare tactică, eronată din punctul meu de vedere, cred că în acest moment, cel puțin conform datelor pe care le-am mai văzut, Gabriela Firea se află pe locul 2, însă, sigur, nu este o distanță de nerecuperat. Prin urmare, dacă vrei să recuperezi, să spunem, voturi, evident că trebuie să intri în arenă, te confrunți cu adversarul și, evident, îți asumi bunele și riscurile unei asemenea dezbateri. Repet, dincolo de
ceea ce au nevoie candidații și cu siguranță, până la urmă, ambii candidații au nevoie de această dezbatere, inclusiv Nicu Șordan, care nu este foarte vizibil uneori, sigur, are aceste conferințe de presă care trec, să spunem, ajung în zona social media, dar pe media nu ajung foarte mult. Asta nu înseamnă că nu sunt vizibile total, dar evident e un deficit aici. Deci și Nicu Șordan are nevoie de această dezbatere, dar dincolo de nevoile candidaților, pentru că tot vorbim de ei și cred că de la un punct încolo ar trebui să vorbim și de nevoile noastre în calitate de cetățeni ai Bucureștiului în primul rând, locuitori acestei capitale și în calitate de observatori, analiști, jurnaliști. Cred că o asemenea dezbatere este absolut necesară și sper că măcar în ultima săptămână de campanie, dacă nu trei, măcar să avem o dezbatere între cei doi candidați favoriți, să spunem, sau cei doi candidați detașați în cursa pentru primăria capitală. Din cercetările dumneavoastră, cât de mult s-a schimbat clasamentul pentru primarul capitalei înainte de a intra în campanie versus acum când, iată, mai sunt două, foarte trei mult săptămâni? Foarte mult nu s-a schimbat. Sigur, la sectoare au mai apărut mici schimbări, în sensul în care, sigur, unele cercetări s-au făcut înainte de clarificarea relației dintre PNL și USR, altele s-au făcut ulterior și poate nu am avut ocazia să discutăm de la momentul la care ne-am văzut. Mi-e puțin dificil să indic exact, dintr-un motiv foarte obiectiv, n-aș vrea să intru până când, sigur, clienții care au comandat sondajele nu le vor face publice, n-aș vrea să fac eu acest lucru, ar fi total neprofesionist din partea mea, însă ce pot spune cu certitudine este faptul că după aceste alegeri, cel puțin judecând după scorurile din sondajele de opinie, vom asista la schimbări însemnate în ceea ce privește deținătorii pozițiilor principale de decizie în București, în administrația locală a municipiului București și a sectoarelor. Probabil cu două excepții, nu le voi nominaliza, dar le putem intui. Vom asista la schimbări în ceea ce privește titularii. Cred că vom asista la schimbări importante în București din acest punct de vedere. Mai sigur, ales că acum în București avem primari PSD la toate sectoarele. La toate sectoarele, da. Sigur, mai există... Peisaj pe care spuneți că nu l-am mai putea vedea și după... Nu cred, dar cel puțin judecând după ceea ce ne declară oamenii în sondajele de opinie. Sondajele de opinie, sigur, uneori sunt hiperbolizate, alteori sunt minimalizate. Ele, dacă sunt făcute așa cum trebuie, într-un mod profesionist, cu instrumentele științifice de colectare și analiza datelor, ele ne arată ceea ce declară oamenii. Evident, există filtre, metode pentru a verifica declarațiile, dar până la urmă ne bazăm tot pe o declarație a oamenilor. Din acest punct de vedere, mai puțin intenția de vot, să spunem, cât declararea intenției de prezență la vot mi se pare indicatorul cel mai problematic pentru toate sondajele de opinie care se efectuează în această perioadă și pentru toți competitorii. Cred că pentru prima dată în ultimii 100 de ani sau pentru prima dată, practic o premieră, avem o campanie electorală și alegeri în context de pandemie, într-un context epidemic foarte complicat. Prin urmare, nu ne-am mai confruntat niciodată noi cu asemenea situație. Nu putem să ne inspirăm foarte mult din experiența altor state, să spunem, europene, în sensul în care în Franța, când au fost alegeri, prezența a fost mai scăzută, în Polonia, când au fost alegeri în condiții de pandemie, prezența a fost foarte ridicată la alegerile prezidențiale din Polonia. Deci, depinde și de miză. Sunt și contexte culturale diferite. În ceea ce ne privește, sigur, dacă ne raportăm la declarațiile oamenilor, prezența va fi bunicică la alegerile locale. Chiar bun. Mai mare decât în alți ani sau mai mic? Eu sper în orice caz să fie mai mare decât la alegerile de acum 4 ani, când a fost o prezență de 36, 37 sau 38%, iar primarul care a câștigat alegerile avea o legitimitate în spate de în jur de 14% din populația cu drept de vot din București, ceea ce e o legitimitate democratică extrem de redusă. Deci sper ca, cel puțin din declarațiile oamenilor, prezența va fi mai mare decât în 2016, ceea ce ar fi o veste foarte bună. Cumva s-ar înscrie în tendința pe care am remarcat-o prima dată la alegerile europarlamentare, când cu 5 ani în urmă avusesem o prezență de în jur de 30%, iar în 2019 am avut o prezență de 50%.
cu o diferență totuși mare și cred că acest lucru este semnificativ. Deci, spuneam că însă că totuși este o necunoscută, oamenii sigur declară că se vor prezenta la vot, însă comportamentul efectiv este o variabilă influențată de mult alți factori. În ziua votului, nu știm în săptămâna premergătoare votului. Vom avea o raportare a numărului de cazuri, o creștere a numărului de cazuri raportate fulminant. Trecem de 2000, de 2500, vor fi 1000, vor fi 500. Oamenii vor fi mai, să spunem, gradul de anxietate, de frică până la urmă oamenilor va crește, se va diminua. Efectiv, acest lucru nu-l putem ști. Sigur, putem să facem comparații și inclusiv când adresăm această întrebare privind prezența la vot. Dacă în zilele premergătoare ale votului va crește puternic numărul de cazuri, intenționați totuși să vă prezentați la vot, o altă întrebare. Sigur, rata de răspuns favorabil scade și scade semnificativ, cred eu, și semnificativ înseamnă 7-8% față de ce înseamnă o rată obișnuită, dar încă o dată, e o necunoscută pentru toată lumea. Deci dacă declarațiile oamenilor vor corespunde realității, asta nu înseamnă că oamenii ne mint acum. Oamenii declară acum, dacă ei se gândesc, că ar merge. Dar nu știm, chiar nu știm, nimeni nu știe în acest moment cum va arăta ziua de 24, 25, 26 septembrie din punctul de vedere al numărului de cazuri de coronavirus și în contextul începerii școlii. Prin urmare, cred că acest lucru va influența foarte mult, evident, prezența, iar prezența la rândul ei și structura prezenței, pentru că și aici e o altă discuție, va influența performanța fiecărui competitor politic, partide sau candidați. Pentru că la vot pot veni persoanele mai tinere pentru care nu știu, eventual se pot simți mai puțin pot percepe un grad mai redus de risc în ceea ce privește contactarea coronavirusului și efectele sale ulterioare, iar vârstnicii pot fi mai temperați, să spunem, în a veni la vot. Sau, dimpotrivă, ne putem trezi cu un comportament diferit. Pur și simplu nu avem date suficiente. Repet, ne putem, dacă ne uităm la strict la declarațiile oamenilor, lucrurile sunt clare. Adică vârstnicii declară într-o rată ceva mai mică că ar veni în condiții de coronavirus, deci de frică, de creșterea numărului de cazuri, comparativ cu, să spunem, tinerii de 18-35 de ani, care declară o rată mai mare. Dar în realitate știm că uneori tinerii una declară și alta fac, iar la vârstnici, sigur, dacă ne bazăm pe declarații, e o anumită situație destul de clară, dar în comportamentul efectiv sunt alte necunoscute pe care nu le putem evalua prin instrumentele sociologice și va rămâne să vedem dacă estimările se confirmă sau nu. Multe semne de întrebare, deci și în privința alegătorilor PSD, care știm că de regulă sunt vârstnici. Da. Și dacă prezența va fi redusă, ne așteptăm și la un scor redus al PSD. Aici ce pot să vă spun, și chiar o întrebare foarte bună, este faptul că din toate sondajele de opinie, fie la nivel național, fie la nivel local, pe care le-am efectuat în ultima jumătate de an, să spunem, de la începutul pandemiei până în prezent, am constatat că votanții partidelor de centru dreapta, PNL, Alianța USR Plus, PMP, sunt ceva mai mobilizați decât votanții, să spunem, de centru stânga, PSD în principal și Alianța și Partidul Pro-România de asemenea. Deci e o diferență de mobilizare a votanților, strict dacă analizăm votanții din punctul de vedere al intențiilor de vot. Acest lucru, încă o dată, l-am constatat în absolut toate sondajele. Acum, în ce măsură, cum se va suprapune acest lucru pe contextul de pandemie, Eu, sincer, efectiv, e o necunoscută. Chiar dacă avem niște date, datele ne spun acest lucru, eu le privesc în continuare cu o puțină reținere, tocmai datorită acestei noutăți în care intrăm cu toții, și anume alegeri organizate în plin context pandemic, dificultăți de organizare, sigur, riscuri, temeri și așa mai departe. Cât de mult va cântări pentru PSD eșecul de la moțiunea de cenzură? Că știm că nu s-a stabilit vorbul. Am scris un întreg editorial pe acest subiect găzduit de psnews.ro și mulțumesc pentru acest lucru. Cred că acest lucru va avea importanța sa și am explicat în acel editorial, reiau câteva elemente, câteva idei acum. Dacă ne
mă rog, transportăm puțin în timp, în anul 2019, înainte de campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Guvernul Dăncilă a căzut în luna octombrie, cu vreo două săptămâni înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, trei săptămâni, și am constatat în sondajele făcute înainte de căderea guvernului și ulterior căderii guvernului o creștere a PNL, cel care e partidul care a inițiat moțiunea de cenzură, de 6% în interval de maxim 4 săptămâni, ceea ce e enorm. Că niciun partid nu crește de o lună la alta 5-6%. 1, 2, 3, e o performanță, dar 6% este foarte mult. Dacă PSD ar fi reușit să treacă această moțiune, cu siguranță acest lucru s-ar fi regăsit și în ceea ce privește creșterea intenției de vot, o altă mobilizare a structurilor, alt tip de optimism, sponsorii până la urmă care ar fi fost mult mai prezenți în viața și pe lângă acest partid. Evident, eșecul moțiunii cumva demobilizează puțin structurile Partidului Social Democrat. Asta, pe de altă parte, i-ar putea determina să intensifice eforturile organizatorice tocmai pentru a contracara acest efect negativ al eșecului de la moțiune, însă în orice caz nu mă aștept la o creștere, poate se va stabiliza, poate va stagna, poate va scădea, dar în orice caz e o certitudine, PSD nu are cum să crească după un asemenea eșec. Dar apropo de moțiunea de cenzură, tocmai a fost ales președinte cu atribuții de pline, Marcel Ciolacu. Da. Și iată un test pe care aparent nu l-a trecut. E adevărat. Va fi afectat parcursul în Partidul Social Democrat? Nu cred. Cred că, bun, s-au făcut multe interpretări în sensul în care această moțiune a fost de asemenea un instrument de consolidare a puterii și de creșterea șanselor lui Marcel Ciolacu de a fi ales la conducerea Partidului Social Democrat, însă proiectul cu care a venit domnul Ciolacu și echipa sa este unul pe termen mediu și lung. Prin urmare, cumva un eșec politic de acest tip și chiar și un eșec electoral la alegerile locale și chiar parlamentare n-ar reprezenta o catastrofă pentru PSD. Nimeni, cred că sunt foarte puțini oameni care se așteaptă ca PSD să câștige alegerile. Totuși vorbim, dacă încercăm să vedem lucrurile într-o oarecare perspectivă, ar fi foarte dificil. Sigur, PSD poate să facă o performanță bună, în sensul în care să iasă din zona 20% să se apropie de zona lui 30%. Asta ar fi o performanță foarte bună pentru echipa condusă de domnul Ciolacu, însă cred că proiectul dânsului, proiectul echipei sale este mai degrabă unul pe termen mediu și lung, prin urmare n-aș vedea efecte asupra autorității sale în partid. Deci nu ar avea cine să conteste. Vedem în această perioadă, de regulă am observat că în campanie electorală se fac mutări. De la PNL la PSD, de la PNL la USR. Vorbim de acel traseism politic. Cât de mult afectează imaginea PNL acest traseism politic că vedem de la PSD de această dată la Partidul Național Liberal? Traseismul este cumva o boală a politicii românești și nu bucură pe nimeni, în orice caz nu-i bucură pe cetățeni și acum, strict dacă vedem lucrurile dintr-o perspectivă a moralității, evident că asemenea transferuri nu sunt benefice imaginii partidelor și în acest caz imaginii Partidului Național Liberal. De multe ori astfel de mișcări au fost argumentate de inițiatorii lor, fie PSD când a fost cazul, PNL în acest moment, pentru că acest fenomen cu data a afectat aproape toate partidele, nu chiar toate, a fost argumentat într-un sens foarte utilitarist, respectiv am făcut această mișcare și am câștigat alegerile. De ce am făcut această mișcare? Pentru că în localitatea respectivă, persoana, candidatul, reprezentantul pe care l-am transferat este foarte credibil și chiar dacă ar face acest transfer, oamenii l-ar vota în continuare pentru că el reprezintă o garanție a, mă rog, performanței, competenței în localitatea respectivă. Deci și aici, chiar și din acest punct de vedere, avem o dificultate, să spunem, moral, în sensul în care cetățenii cumva nu sancționează prin vot neapărat și au fost nenumărate exemple asemenea transferuri.
Pe fond, repet, pe fond, cred că traseismul este o boală a politicii românești care ar trebui limitată cât mai mult. În mod cert, acest lucru este absolut clar. Însă, nu putem să nu constatăm că există localități unde primari care sunt competenți, evaluați pozitiv de către populație, ajung să, mă rog, să fie asociați cu un partid care între timp, eu știu, alunecă pe panta credibilității și atunci singura șansă pe care o vede utilă este aceea de a se muta în altă zonă. Și cetățenii uneori au o interpretare utilitaristă, să spunem, o evaluare utilitaristă acestor transferuri, în sensul în care dacă iau încredere în acel candidat primar, să spunem, candidat la funcția de primărie pentru primar, care se transferă la un partid care este la guvernare, cetățenii vor interpreta utilitarist, votăm omul și capacitatea omului, el se duce unde sunt resursele. Până la urmă, dacă el aduce resurse în localitatea mea și rezolvă problemele, mă interesează mai puțin, pentru că eu știu transferul lui, problema strictă, generică de moralitate, pentru că eu știu că va avea bani, resursele necesare ca să rezolve problema cu podul, cu drumul, cu apa, cu... Deci contează mai mult omul și... Evident. Noi vorbim tot timpul, dar până la urmă soluția pentru oprirea acestui fenomen al traseismului este tot în mâna cetățeanului prin vot. Dacă cetățenii vor vota în continuare persoane care au trecut de la un partid la altul, sigur, noi putem să facem discursuri moralizatoare la televizor, în redacțiile jurnalelor, portalurilor media, dar în realitate... Dar cum se împacă stânga cu dreapta? Cred că am depășit, când vorbim de traseism de acest tip, depășim aceste interpretări sofisticate, ideologice. Evident că nu mai vorbim despre o interpretare într-un sens ideologic. Aceste diferențe nu sunt relevante, sunt relevante pentru artizanii transferurilor și pentru cetățenii care le confirmă prin vot, sunt relevante doar rezultatele, deci, repet, sensul utilitarist. Dar știți, observam declarațiile liderilor politici, da. Pe de o parte Ludovic Orban, de cealaltă parte Marcel Ciolacu, care neagă aceste mutări, da. În plină campanie electorală, deși noi le vedem. Sigur, ele sunt prezente. O încercare de a evita, să spunem... Afectează imaginea partidului? Fie el PNL, fie el PSD sau oricare alt partid. Imaginea afectează. Nu e foarte clar dacă afectează performanța electorală. Ceea ce aparent e o contradicție. Adică se afectează imaginea, dar e același număr de voturi sau e mai multe voturi. Pentru că aici e dilema, de fapt, principală. Niciun partid nu s-ar preta, să spunem, la asemenea mișcări, fie ele necoordonate, coordonate sau necoordonate de la centru. Poate sunt doar decizii, să spunem, locale. Asta e un aspect poate secundar. Dar niciun partid nu s-ar preta dacă n-ar exista această contradicție între moralitate, imagine. Sigur că nu dă bine, sună prost. Ai jucat pentru echipă, după aia joci pentru cealaltă și mai rezultate, performanță. Exact. Și performanță electorală. Dacă ei generează performanță electorală, automat artizanii transferurilor vor argumenta, sigur, ne-ați criticat, ne-ați făcut morală, însă, uite, rezultatul în alegeri, oamenii ne-au votat. Deci, de asta, din acest motiv spuneam că soluția, cheia pentru rezolvarea acestei probleme stă în mâna cetățeanului care are un vot și el poate să decidă să voteze într-un sens moral generic, general, sau într-un sens foarte utilitarist, foarte pragmatic. Eu știu că omul ăla e foarte bun, nu mă interesează la ce partid, eu îl votez oricum și dacă e la un partid care e la guvernare și aduce resurse în localitatea mea, eu voi vota. Da. Constatăm încă o dată, noi nu putem să facem decât să observăm ce s-a întâmplat cu acei candidați care s-au transferat la primar, în principal, la funcția de primar, care s-au transferat de la un partid la altul și au fost, să spunem, votați. Pentru că aici e o particularitate în cazul alegerilor locale, pentru că automat intervine sancțiunea votului, care poate confirma sau, dimpotrivă, infirma transferul. În cazul transferurilor, să spunem, care se întâmplă în contextul alegerilor parlamentare, lucrurile sunt mai complicate, iar verificarea morală e mult mai dificilă, pentru că te ascunzi în spatele unei sigle de partid și e foarte dificil să spui că da, l-am sancționat acel partid strict pentru că acel candidat din localitatea X a intrat
Avem și la București un caz la sectorul 2 cu Dan Cristian Popescu, care da, da. Până în de plină una campanie, zi viceprimar da, o situație PNL, foarte complicată acolo campanie, da, cu un candidat care, mă rog, era evaluat bine în, cel puțin în cercetările sociologice anterioare, însă, sigur, o situație nefericită pentru Dan Cristian Popescu, dar pragmatică pentru Partidul Național Liberal, care a construit o alianță politică și când, atunci când construiești o alianță politică, câștigi, pierzi, cedezi, ai avantaje, ai dezavantaje. Sigur, e de discutat, asta e o discuție internă în PNL, în ce măsură deciziile au fost bune. Dacă se va câștiga pe linie, evident că vom sărbători învingătorii. Dacă nu se va câștiga pe linie, evident că lucrurile vor sta altfel pentru cei care și-au asumat aceste decizii. Dar cu două, vorbind de candidații PNL-USR la sectoarele din București, cu două excepții, majoritatea nu au notorietate. E adevărat, însă e foarte corect. La fel, candidații PSD care au dețin acum funcțiile de primar nu aveau absolut nicio notorietate în momentul în care au câștigat funcțiile de primar. Câți oameni au auzit acum 4 ani de Daniel Florea? Poate și acum, dacă întrebăm cine e Daniel Florea, se vor gândi și cu tot respectul. Sunt mulți și care nu e o chestiune de personalizare. Sigur, domnul Florea e primar care sigur își face treaba în sectorul în care e. Dar ce vreau să spun este că notorietatea uneori nu este evident criteriul principal. Dacă ai în spate o forță politică foarte puternică, în acest caz vorbim de un bloc politic, practic două principalele partide de centru-dreapta care cumulează în jur de 50% din obținerile de vot ale bucureștenilor, e mult mai ușor pentru acei candidați, chiar și lipsiți de notorietate, să obțină scoruri bune, mai ales în situația în care în partea cealaltă se fragmentează jocul. Indicați, de exemplu, sectorul 2, unde candidează și fostul primar Neculai Onțanu, tot pe spectrul stânga, deci e o concurență acolo. Acolo unde, sigur, se vă împărți sectorul voturile. 3, chiar e o... care aparent e... toată lumea l-a dat drept clar, cert, dar și acolo e o fragmentare, pentru că e un candidat PSD, domnul Bădulescu, care rupe și el o parte din voturi, nu le rupe de la candidatul liberal, nu le rupe de la, din blocul USR, PNL-USR, le rupe evident din blocul de centru stânga, pe care aleargă și domnul Robert Negoiță și lucrurile sunt un pic mai complexe. Domnule Ștefurac, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mulțumesc așteptăm de invitație. Cu mare drag. Numai bine.